Salut și bine ai revenit! Astăzi vreau să vorbim despre instrumentele financiare care le avem la îndemână pentru a ne investi banii. Banii pentru care noi am muncit așa de mult, acum ar fi rândul lor să muncească ei pentru noi. Ok. Începem enumerarea instrumentelor financiare cu acțiunile. După cum cred că foarte bine știți, acțiunile sunt părți dintr-o companie. Pot să cumpere oamenii acțiuni la anumite companii în care cred ei pentru a primi pe viitor dividende sau a face profit și numai din aprecierea prețului acțiunii. Prețurile acțiunilor cresc și scad, sunt foarte volatile, în funcție de cum evoluează compania, în funcție de care e cererea pe piață, prețurile pot merge în sus sau pot să scadă foarte mult prețurile. Iar într-un mai rău caz poate ajunge cu mai la faliment, iar banii pe care tu ai investit poți să îi pierzi de tot. Ok. Următorul instrument financiar ar fi obligațiunile. Obligațiunile sunt de 3 tipuri. Sunt obligațiuni de stat, emise de guvernul țării, obligațiuni municipale, care se emit de municipalitate. Deci pe Cluj a fost în 2006, când mașina s-a mai mai rare. Și mai sunt obligațiunile corporative. Obligațiunile sunt un pic mai sigure, deoarece, după cum le spune și numele, cel ce le emite se obligă să plătească celui ce care le cumpără după anumit termen, un anumit randament. Adică nu pot să pierd. Singura, dacă ar fi să cumpere acțiuni la emisii de guvernul României, care se emit, cred că acum a fost chiar anual în ultimii ani, se emit anual și se pot răscumpăra, adică și o maturitate, în 3, 4, 5 ani de acum înainte. Singurul mod în care tu ai putea să pierzi banii pe care îi investești aceste obligațiuni e dacă statul român ar da faliment, dacă n-ar mai exista statul român sau nu știu cum să zic. Deci sunt foarte, foarte sigure, dar din cauza că sunt foarte sigure și randamentul este mai mic, un pic, undeva la, cred că e 4%, dacă nu mă așa la lei și mai mic la euro. În mare parte obligațiunile sunt folosite pentru a-ți stoca, pentru a-ți proteja investițiile de inflație. Adică o parte din portofoliu o aloci în obligațiuni de stat și ești sigur că ai un randament de 4% pe acei bani, pe acea parte din portofoliu. Pe când la acțiunile pot scădea în cazul în care apare o criză, cum a fost cu pandemia acum, sau că compania merge prost, acțiunile companiei pot să scadă. Ok? Acestea ar fi două mari categorii, acțiuni și obligațiuni. Mai fi bursa de mărfuri, adică să investești în aur, argint, în petrol și mai departe. Aici nu poți să cumperi tu aur și argint și va trebui să investești în niște indici care urmăresc prețul aurului, prețul argintului și mai departe. Mai apoi ar fi fondurile de investiții. Există fonduri mutuale, există fonduri care numesc anumiți indici și există ETF-uri. Fondurile mutuale sunt niște, toate fondurile, ceea ce reprezintă ele, gândiți-vă ca la un coș în care sunt puse mai multe instrumente financiare. Adică poți să ai și acțiuni la companii, poți să ai și obligațiuni la stat și poți să ai și mărfuri, sau aur, sau argint, mai departe. La ce sunt bune aceste fonduri mutuale? Tu dacă vrei să cumperi acțiuni la Apple, Google, la BT și să iei și obligațiuni de stat, ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți să investești toate astea. Și dar există aceste fonduri mutuale care ei dețin anumite bucăți din companiile astea și dețin și obligațiuni, dețin și poate și mărfuri și tu poți să cumperi o părticică din acest fond. Poți să devii acționar la acel fond cu o investiție mai mică, adică în loc să ai nevoie de 1000 de euro să cumperi de toate, poți să cumperi cu câțiva euro o părticică din acel fond. Astea sunt bune, fondurile sunt bune pentru a diversifica investițiile, adică prin a cumpăra o părticică foarte mică, tu de fapt deții o parte din toate instrumentele pe care le are acel fond. Ok, deci sunt trei tipuri de fonduri. Fondurile mutuale sunt managerite de cineva, sunt administrate de cineva, iar acest lucru este un pic greu deoarece
au costuri foarte mari de administrare. De asta nu le recomand, cred că, nimeni. Mai apoi au apărut fondurile mutuale de tip index, care urmăresc anumiți index bursieri. E același lucru ca la fondurile mutuale, doar că nu mai se ocupă nimeni de administrarea lor și comisionul este un pic mai mic. Ok, și ETF-urile, Exchange Traded Funds, sunt tot așa niște fonduri de investiții care nu neapărat urmăresc un indice, ci conțin acțiuni la diferite companii sau pe sectoare de industrie, iar acestea au comisioane relativ mai mici. Astea ar fi de recomandat în cazul în care vreți să vă diversificați portofoliu. Acum, strict referitor la Bursa de Valori București, eu am citit un articol undeva că dacă portofoliul tău are o valoare undeva de 8.000 de lei, că aia ar fi minim 8.000 de lei, poți să replici tu indexul BET fără să mergi la un fond de investiții care face chestia asta și să dai comision lor. Așa că poți tu să cumperi acțiuni la primele X companii din indicele BET și ești diversificat pe piața din România, fără a plăti comisioane cuiva care să administreze acest fond. Deci, cumva, fiecare fond de investiții, de fapt, e un portofoliu. Un portofoliu de acțiuni și obligațiuni și mărfuri din care tu poți să deții o parte contra unui comision anual. Iar, cum am spus, dacă ai undeva la 1000 de lei, poți să faci chestia asta tu singur, fără să dai banii cuiva pentru administrare. Ok, și ultimul lucru care vreau să mai zic în video de astăzi este apărut încă un instrument financiar. Investiții de tip unit linked, sper că bine rețin. Un instrument financiar dai niște bani lunar lor și ei cumpără acțiuni, la fel ca un fond de investiții, dar în acest instrument ei au introdus și o asigurare de viață. Acum, ei asta încearcă să-l vândă asta foarte mult pe piață și să-l promoveze că e foarte bun, deoarece care e avantajul lui este că nu ai de plătit impozit pe profit. De ce? Din cauza că are inclus o asigurare de viață, adică tu dacă faci o asigurare de viață, nu mai plătești impozit pe profit. Așa e legea în România. Și atunci ai făcut un instrument în care au inclus și asigurare de viață și un fond de investiții, și toate la un loc, nu plătești impozit pe aceste investiții. Adică dacă tu investești 10 ani de zile, după 10 ani când vrei să vinzi, nu dați din acest instrument, nu va trebui să plătești impozit pe el. Ok, sună bine. Problema este că ei au alte comisioane anuale. Nu știu cum să vă zic cât, undeva de 3-4% comision anual de administrare a acestui instrument. Dacă stăm și ne gândim cât ar costa, dacă stăm și calculăm cât ar costa aceste comisioane aplicate în fiecare an timp de 10-20 de ani, comparativ cât ar fi să plătești impozitul de 10% la finalul celor 10-20 de ani, o să vedeți că ieșiți mult mai bine dacă nu plătiți comisioane anuale. Deci, ca idee generală, tot timpul trebuie să ne ferim de comisioanele astea mari și de comisioane de administrare, asta e la orice echivalabil. Deci, nu prea sunt de recomandat, nu prea se recomandă aceste instrumente de tip unit linked. Mai bine faceți un portofoliu la Bursa de Valori București, la o bursă internațională, cumpărați un ETF, faceți altceva și faceți o sigură de viață pe lângă asta. Decât să băgați banii într-un instrument de tip unit linked care o să vă coste foarte mult pe on the long run. Ok, cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc și mai bine!